Introducerea carantinei în satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, și înăsprirea regimului de carantină din Soroca. Iată doar câteva dintre deciziile luate miercuri în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații de Urgență. Președintele Igor Dodon a spus că regimul de carantină din sat va fi introdus începând de joi, 9 aprilie, de la ora 8, din cauza numărului mare de cazuri de infecție cu coronavirus înregistrate acolo, 29 de infectați. Măsurile de carantină vor fi de asemenea năsprite în Soroca, deoarece numărul celor contaminați este în creștere, în ciuda carantinei introduse acum 4 zile. Avem 3 localități în carantină în raionul Ștefan Vodă. După cum a fost anunțat anterior, orașul Ștefan Vodă, satul Carahasan, și a fost luată decizia că de mâine începe perioada de carantină în satul Talmaza, și avem situația de carantină în Soroc. Astăzi, la ședința Comisiei Situații Excepționale, a fost luată decizia de a impune unele restricții mai dure pentru carantina din Soroca. În plus, decizia Comisiei de Urgență privind Soroca prevede că persoanelor de peste 63 de ani se interzice ieșirea din casă fără un motiv întemeiat. Pe străzi se va putea merge doar în grup de 2 persoane și numai echipați cu mijloace de protecție împotriva virusului. De asemenea, la Soroca, vânzarea online a mărfurilor, cu excepția produselor alimentare, medicamente și produse de igienă, este interzisă. Mai mult de 2 persoane, inclusiv șoferul, nu va fi permis să circule în mașini. Premierul Ion Chicu a vorbit despre mecanismul de primire a ajutorului de șomaj temporar în sumă de 2.775 de lei. Persoanele care au avut acel stagiu de 12 luni de cotizare pot să se înregistreze la agenția respectivă de ocupare a forței de muncă și vor beneficia de ajutorul respectiv. Însă persoanele care au obținut acest drept doar exclusiv legii prin care guvernul și-a asumat răspundere, pentru aceste persoane este absolut necesar să dispună de polița de asigurare pentru a beneficia de acest ajutor. De asemenea, Comisia a adoptat o decizie privind reluarea transportului interurban de pasageri și mărfuri pe secțiunea moldo-ucraineană a frontierei, începând cu 10 aprilie, la punctele de control Ocnița-Sochiren și Larga-Chelminț. Chicu a spus că deschiderea acestor puncte de control a fost cauzată în special de decizia Ucrainei de a închide punctul de control Mămăliga-Criva. În plus, Comisia a decis să permită producătorilor agricoli locali din Chișinău și Bălți, pe durata regimului de urgență, comerțul cu amănuntul. Acesta va fi permis în locuri special destinată pentru aceasta, cu respectarea obligatorie a standardelor sanitare și epidemiologice și numai în cazul în care există autorizație permisivă de la preturi. De asemenea, șeful guvernului a spus că la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate pentru perioada de urgență, problema cetățeniei Republicii Moldova va fi suspendată. În același timp, prin decizia Comisiei, va fi creat Centrul de Coordonare Asistenței Internaționale sosite în Moldova pentru a lupta împotriva noului tip de coronavirus. Centrul va fi creat la sediul Cancelariei de Stat. Ana Lăsicova, Rodica Kravchenko, pentru Accent TV.